glasul Domnului peste ape strigă grăind. Veniți de luați toți Duhul înțelepciunii, Duhul cel ce s-a arătat. Astăzi firea apelor se sfințește și se desparte Iordanul și își oprește curgerea apelor sale. Văzând pe stăpânul botezându-se, ca un om ai venit la râu Hristoase împărate și te săpuiești a lua botez de rog bunule. Din mâinile înainte mergătorului, pentru păcatele noastre, iubitorule de oameni. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le plinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului. Venit ai, Doamne, nu închide rob, botez cerând cel ce nu știe de păcat. Văzut-o te-au apele și s-au temut, cu tremuratul s-a înainte mergătorul și a strigat grăind. Cum va lumina sfeșnicul pe lumină? Cum își va pune mâna robul pe stăpânul?
Sfințește-ne și pe noi și apele Mântuitorule, Cel ce a ridicat păcatul lumii. Înțelepciune! Din prorocia lui Isaia citire. Să luăm aminte. Așa zice Domnul, veselește-te pustiu însetat, să se bucure pustiul ca și crinul să înflorească, și va înflori și se va bucura pustiul Iordanului și mărirea Libanului se va da lui și cinstirea Carmelului. Și poporul meu va vedea slava Domnului, strălucirea Dumnezeului nostru. Întăriți-vă voi mâini slabe și prindeți putere genunchi slăbănogiți. Ziceți celor slabi la inimă și la cuget, întăriți-vă și nu vă temeți. Iată Dumnezeul nostru cu judecată răsplătește și va răsplăti. El va veni și se va mântui. Atunci se vor deschide ochii celor orbi și urechile celor surzi vor auzi. Atunci va sări schiopul ca cerbul și limpede va fi limba gângavilor, că izvoare de apă vor curge în pustiu și pâraie în pământ însetat. Pământul cel fără de apă se va preface în bălți și ținutul cel însetat va fi izvor de apă dulce. Acolo va fi veselia păsărilor, iarbă trestie și bălți. Acolo va fi cale curată și cale sfântă se va chema și nu va trece pe acolo nimeni necurat și nici nu va fi acolo cale întinată. Chiar și cei fără de minte vor merge pe dânsa și nu se vor rătăci. Și nu va fi acolo leu, nici fiare cumplite nu se vor sui pe ea, și nici nu se vor afla acolo, ci vor merge pe ea cei mântuiți și cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce. Și vor veni în Sion în chiote de bucurie și de veselie, lauda și bucurie și veselia îi vor ajunge pe aceștia și vor fugi durerea, întristarea și suspinarea. Înțelepciune! Din prorocia lui Isaia citire. Să luăm aminte. Așa grăiește Domnul cei ce sunteți însetați. Mergeți la apă și cei care nu aveți argint, mergeți de cumpărați și mâncați. Mergeți și cumpărați fără de argint și fără de preț vin și grăsime. Pentru ce cheltuiți argintul vostru pentru un lucru care nu hrănește și câștigul muncii voastre pentru ceva care nu vă satură? Ascultați-mă pe mine și veți mânca cele bune și într-o bunătăți se va desfăta sufletul vostru. Luați aminte cu urechile voastre și mergeți pe căile mele. Ascultați-mă pe mine și viu va fi sufletul vostru. Voi face cu voi legământ veșnic, dându-vă îndurările mele cele făgăduite lui David. Iată, l-am făcut mărturie popoarelor și căpeteniilor și stăpânitor peste neamuri. Iată, tu vei chema popoare pe care nu le știi și popoare care pe tine nu te-au cunoscut vor alerga la tine. Pentru că Domnul Dumnezeul tău și pentru Sfântul lui Israel, căci El te preaslăvește. Căutați pe Domnul cât îl veți puteți găsi, strigați către El câtă vreme este aproape de voi. Cel rău să lase calea lui și omul cel nelegiuit vicleniile lui și să se întoarcă spre Domnul, că Cel se va milostivi de acesta și către Dumnezeul nostru cel mult iertător. Căci gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre și căile mele ca ale voastre, zice Domnul. Și cât de departe sunt cerurile de la pământ, așa de departe sunt căile mele de căile voastre și cugetele mele de cugetele voastre. Precum se coboară ploaia și zăpada din cer și nu se mai întoarce până nu adapă pământul și îl face de răsare și rodește și dă sămânță semănătorului și pâine spre mâncare, așa va fi și cuvântul meu care iese din gura mea. El nu se va întoarce către mine fără să dea rod, ci Cel face voia mea și îndeplinește rostul Lui. Și voi cu veselie veți ieși și pace vă veți călăuzi. Munții și colinele, copacii câmpului vor batre și vor izbucni în strigăte de veselie înaintea voastră.
În locul spinilor va crește chiparosul și în locul urzicii va crește mirtul. A Domnului fie slava spre veșnică și nepieritoare pomenire. Înțelepciune. Din prorocia lui Isaia citire. Să luăm aminte. Așa zice Domnul, veți scoate apă cu veselie din izvoarele mântuirii și veți zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți printre neamuri lucrurile Lui, dați de știre că înalt este numele Lui, cântați în strune pe Domnul, căci El a făcut fapte strălucite. Să știe aceasta tot pământul, săltați și vă veseliți locuitorii ai Sionului, căci mare este în mijlocul vostru Sfântului Israel. Să luăm aminte, pace tuturor și Duhului tău. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Înțelepciune. Din epistola 1 Corinteni a Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte. Fraților, nu voiesc ca voi să nu știți că părinții noștri au fost toți sub nor și că toți au trecut prin mare și toți întru Moise au fost botezați în nore și în mare. Și toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Și toți aceeași băutură duhovnicească au băut, pentru că beau din piatra cea duhovnicească ce-i urma, iar piatra era Hristos. Pace ție, cititorule, și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Marcu citire. Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de către Ioan în Iordan. Și în clipa când Iisus ieșea din apă, Ioan a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel pogorându-se peste dânsul. Și glas din cerul s-a auzit, Tu ești Fiul lui Dumnezeu cel iubit, în care bine am voit.
Pace Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor Dumnezeu Biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Catedrală aceasta și pentru cei ce în credință, evlavie și frică de Dumnezeu, intră și se roagă în ea, Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru, Calinic, pentru cinstita preosime, cea întru Iisus, Iaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmăitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului, și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce pătimesc, pentru cei robiți al lor mântuire, Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta, cu puterea, cu lucrarea, cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să se pogoare peste apa aceasta, lucrarea cea curăsitoare a trăimii, cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor, și trupurilor și izgonitoarea toată puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să se zdrobească Satana sub picioarele noastre și să se risipească tot sfatul cel viclean care se pornește asupra noastră, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să ne scoată pe noi, Domnul Dumnezeul nostru, din toată vrăjmășia și ispita, care ne stau împotrivă și să ne facă vrednici de bunătățile cele făgăduite, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a drepte credințe, prin venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să trimită Domnul Dumnezeu binecuvântarea Ordanului și să sfințească apa aceasta, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să se facă apa aceasta dar de sfințenie și curățire de păcate, spre tămăduirea sufletelor și a trupurilor și spre folosul de trebuință, pentru ca să fie apa aceasta curățitoare spre viață veșnică, și pentru ca să se arate apa aceasta izgonitoare de toată bântuiala vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru cei ce o vor lua și o vor primi spre sfințirea caselor, și pentru ca să fie apa aceasta curățire sufletelor și trupurilor tuturor, acelora ce o vor lua cu credință și vor gusta din ea,
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne învrednicim noi, să ne umple de sfințenie prin gustarea din apa aceasta, cu venirea cea nevăzută a Duhului Sfânt, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glas rugăciunii noastre, a celor păcătoși, și să ne mântuiască pe noi, pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpânea noastră, de Dumnezeu născătoarea și purura Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Trăime mai presus de fire, prea bună, prea dumnezeiască, tot puternică, și a toate văzătoare, nevăzută, nepătrunsă, făcătoare a ființelor celor înțelegătoare și a firilor celor cuvântătoare. Bunătatea cea dumnezeiască, lumina cea neapropiată, care luminesc pe tot omul, cel ce vine în lume, strălucește într-un mine nevrednicul Tău slujitor. Luminează-mi ochii minții mele ca să îndrăznesc a lăuda binefacerea și puterea Ta cea nemăsurată. Fie bine primită rugăciunea ce se aduce de mine pentru poporul ce stă înainte. Să nu oprească păcatele mele venirea aici a Sfântului Tău Duh, ce mă iartă ceea ce ești prea bună, ca să stric către Tine, fără de o sândă și să grăiesc și acum. Te slăvim pe Tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, a toțiitorule împărate, cel ce ești mai înainte de veci. Te slăvim pe Tine, ziditorule și văgătorule a toate. Te slăvim pe Tine, Fiule al lui Dumnezeu, unul născut, cel ce ești fără tată din mamă și fără mamă din tată. Că la praznicul ce a trecut prunc te-am văzut, iar la acesta de acum desăvârșit te vedem pe Tine, Cel ce te-a arătat desăvârșit Dumnezeul nostru din Cel desăvârșit. Că astăzi ne-a susținut nouă tuturor vreme de praznic și ceata sfinților cu noi se adună și îngerii cu oamenii împreună prăznuiesc. Astăzi harul Sfântului Duh în chip de porumbel peste ape se pogoară. Astăzi soarele cel neapus a răsărit și lumea cu lumina Domnului se luminează. Astăzi luna cu raze luminoase luminează pământul. Astăzi stelele cele luminoase cu lumina strălucirii lor lumea înfrumusețează. Astăzi norii răurează din cer oamenii, oamenilor ploaia dreptății. Astăzi cel nefăcut de bunăvoia sa este atins cu mâna de către făptura sa. Astăzi prorocul și înainte mergătorul se apropie de Stăpânul și cu frică stă înaintea Lui, văzând pogorârea Lui Dumnezeu la noi. Astăzi apele Iordanului se preschimbă în fiori cu venirea Domnului. Astăzi toată făptura se adapă cu revărsări tainice. Astăzi păcatele oamenilor se curățesc în apele Iordanului. Astăzi raiul s-a deschis oamenilor și soarele dreptății ne luminează nouă. Astăzi apa cea amară care era în vremea lui Moise se preschimbă în dulceață poporului prin venirea Domnului. Astăzi ne-am izbăvit de plânsul cel vechi și ca un Israel nou ne-am mântuit. Astăzi ne-am izbăvit de întuneric și cu lumina cunoștinței de Dumnezeu ne-am luminat. Astăzi întunericul lumii se risipește cu arătarea Dumnezeului nostru. Astăzi toată făptura se luminează de sus ca o făclie. Astăzi înțelepciunea se surpă și cale de mântuire ne lucrează nouă venirea Stăpânului. Astăzi cele de sus cu cele de jos împreună prăznuiesc și cele de jos cu cele de sus împreună vorbesc.
Astăzi oștea cea sfințită de mult vestită a ortodoxilor se bucură. Astăzi stăpânul merge la botez ca să ridice firea omenească la înălțime. Astăzi cel neplecat se pleacă robului său ca să ne libereze pe noi din robie. Astăzi împărăția cerurilor am dobândit, iar împărăția Domnului nu are sfârșit. Astăzi pământul și marea și-au împărțit bucuria lumii și lumea s-a umplut de veselie. Te-au văzut apele, Dumnezeule, te-au văzut apele și s-au temut. Iordanul s-a întors înapoi, văzând focul Dumnezeirii, pogorându-se trupește și intrând în apele sale. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe Sfântul Duh în chip de porumbel, pogorându-se și zburând împrejurul tău. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe cel nevăzut în chip văzut, pe Făcătorul întrupat, pe Stăpânul cel în chip de rob. Iordanul s-a întors înapoi și munții au săltat, văzând pe Dumnezeu întrupat, iar norii au dat glas, mirându-se de Cel ce a venit. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, prăznuire stăpânească văzând astăzi în Iordan și pe Cel ce moartea neascultării și boldul înșelăciunii și legătura iadului în Iordan le-a fundat și-a dorit lumii botezul mântuirii. Pentru aceasta și eu, păcătosul și nevrednicul tău slujitor, mărturisind slăvitele tale minuni, de frică fiind cuprins, cu milință stric către tine. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările tale, și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările tale, și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările tale, și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Amin. Cu voia ta, pe toate le-ai adus dintr-o neființă într-o ființă, cu puterea ta ți-i făptura și cu purcarea ta de grijă ți-i venisești lumea. Tu din patru fiași ai întomit făptura și cu patru vremi ai încrunat curgerea anului. De tine se cutremură toate puterile îngerești, pe tine te laudă soarele, pe tine te slăvește luna, ție se supun stelele, pe tine te ascultă lumina, de tine se îngrozesc adâncurile, ție slujesc izvoarele, tu ai întins cerul ca un cor, tu ai întărit pământul peste ape, tu ai îngrădit marea cu nisip, tu ai revărsat aerul spre răsuflare, puterile îngerești ție slujesc, cetele arhanghelilor ție se închină, Heruvimii cei cu oi mulce, serafimii cei cu câte șase aripi, împrejur stând și zburând de frica slavei tale, cele necuprinse se acoperă. Că tu, Dumnezeu fiind, necuprins de gând și de cuvânt, și fără de început ai venit pe pământ, chip de rob luând, într-o asemănare românească făcându-te, că n-ai răbdat, Stăpâne, pentru îndurările mile tale să vezi neamul omenesc chinuit de diavolul, ce-ai venit și ne-ai mântuit pe noi. Mărturisim harul tău, vestimila ta, nu tăinim facerea ta de bine, toată firea omenească ai izbăvit-o, pântecele pe cer l-ai simțit cu nașterea ta, toată făptura te laudă pe tine, cel ce te-a arătat, că tu, Dumnezeul nostru, pe pământ te-a arătat și cu oamenii împreună ai viețuit. Tu, nemițând din cer, pe Duhul tău cel sfânt, ai simțit curgerul Danului, și capetele balaurilor care se cubastră acolo le-ați rubit. Tu însuți, Doar iubitorule de oameni împărate, vino și acum cu păgărârea Sfântului tău Duh și sfințește apa aceasta. Amen.
Curăsirea sufletelor și a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor și spre tot folosul de trebuință. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Cel ce ai înnoit prin apă și prin Duh firea noastră cea învechită de păcat. Tu ești Dumnezeul nostru, care pe vremea lui Noe cu apă ai înnecat păcatul. Tu ești Dumnezeul nostru, care prin mare și prin Moise ai eliberat neamul evreiesc din robia lui Faraon. Tu ești Dumnezeul nostru, care ai despicat piatra în pustiu și au curs ape și râurile s-au umplut de apă și pe poporul tău cel însetat l-ai adăpat. Tu ești Dumnezeul nostru, care cu apă și cu foc, prin Ilie, ai izbăvit pe Israel din rătăcirea lui Baal. Însuși acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel de cărmăitorii țării noastre, de mai mari orașelor și satelor, și de iubitoare de Hristos armată, de cei ce stau înainte și de frații noștri, care din binecuvântate pricii nu sunt de față. Și miluiește pe ei și pe noi după mare mila Ta, pentru că adăstihiți de oameni și de îngeri și de cele văzute și de cele nevăzute, să fie slăvit numele Tău cel preasfânt, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Ție
sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre. Și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, împreună și Părintele tău, celui fără de început al tău, Părinte, preasfântului și bunului și de viață, Văcătorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea trăim visare ta, în glasul Părintelui a mărturisit ție, fii iubit pe tine numindu-te, și Duhul închive corul meu a devenit întărirea cuvântului, cel ce te-ai arătat, Hristoase, Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire ție. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea trăimii s-a arătat, deci glasul Părintelui a mărturisit ție, fii iubit pe tine numindu-te, și Duhul închide porumbel a devenit tărirea cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Hristoase, Dumnezeule, și lumea a luminat mărire ție. În Iordan, botezându-te cu Doamne, închinarea trăimii s-a arătat, căci glasul Părintelui a mărturisit ție, fii iubit pe tine numindu-te, și Duhul închide corul meu a devenit întărirea cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Hristoase, Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire ție. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Vreau doar să subliniez câteva cuvinte, ținând cont că după ce intrăm în Sfânta Biserică și după săvârșirea Sfintei Liturghii, vom avea un cuvânt de învățătură pentru ziua de astăzi și pentru importanța zilei de astăzi. Dar pentru cei care, din motive binecuvântate, vor lua gheazmă și vor pleca, doar să ținem cont că acesta este o mare tămăduire, un lichid tămăduitor, apa sfințită, cea care face minuni în viața celor care cred în minuni și care cred în puterea vindecătoare a lui Hristos Dumnezeu, cel care se botează astăzi în apele Iordanului. De aceea, cei care veți pleca de aici cu apă sfințită, puneți-o la loc de cinste, la loc curat, acolo unde aveți fiecare dintre dumneavoastră altarul căsuței dumneavoastră și cu mare îndrăzneală și cu credință în Dumnezeu, cereți ajutor de la Dumnezeu care niciodată nu întârzie să răspundă pozitiv la rugăciunile noastre. De aceea, în următoarele zile, până la Odovanie, adică 8 zile de acum înainte, ea se ia în fiecare dimineață, fără post și fără binecuvântare de la duhovnic, însă după aceea, având binecuvântarea de la duhovnic, o putem lua întregul an. Însă, doar în zilele de post și în zile în care suntem pregătiți duhovnicește pentru a primi acest dar mare de la Domnul Iisus Hristos. Fie ca Hristos Domnul cel botezat astăzi, cel ce se zmerește astăzi, fiind însuși Dumnezeu, și se pogoară, așa cum ați auzit și în timpul cântării și în timpul rugăciunii, se zmerește în fața lui Ioan Botezătorul, mare personalitate care face legătura între Vechiul și Noul Testament. Aceea zmerenie, măcar să tindem după ea, nu neapărat să o copiem, pentru că El este însuși Dumnezeu și e greu să-L copiem pe Dumnezeu, însă având un model așa de săvârșit în fața noastră, cum e Mântuitorul, cum este și Sfântul Ioan Botezătorul, să procedem și noi pe această cale de îndreptare vieții noastre, pe această cale de tămăduire a sufletelor noastre, pe această cale în care doar în corabia lui Dumnezeu, adică în biserică, putem ajunge la desăvârșire, putem ajunge la liman. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă dea bucurie sfântă și Domnul să fie în casa fiecăruia dintre dumneavoastră în vecii vecilor. Amin. La mulți ani și sănătate. Însă, până să pornim acum, vreau să fac niște precizări de ordin practic. Avem aici câțiva prieteni ai noștri care ne ajută să fie pace și liniște. Așa cum am asistat într-o atmosferă creștinească de rugăciune la slujba de sfințire a apei, așa aș vrea să fie atmosfera și la momentul în care luăm această apă. De aceea gândim că e cel mai potrivit ca dumneavoastră să rămâneți acolo și încet, încet dumneavoastră să vă cheme, vom face două rânduri,
ne vom, vom merge acolo în spate, în aghiazmatar, și acolo oamenii noștri vă vor da apa sfințită. Vreau doar să mai subliniez faptul că avem pentru toată lumea. Nu avem motiv de înghesuială, nu avem motiv de îmbrânceală și vedeți că și Dumnezeu a revărsat harul și prin soarele de astăzi, încât să nu fim nevoiți să plecăm repede acasă din pricina gerului. La mulți ani tuturor, sănătate și Doamne ajută! Suntem într-o zi extrem de importantă pentru întreaga creștinătate, o zi în care sărbăm botezul Mântuitorului Iisus Hristos. Un act de smerenie maximă, un act de descoperire a dumnezeirii profunde a lui Dumnezeu și un act în moment în care Mântuitorul Iisus Hristos își pogoară capul în fața Sfântului Ioan Botezătorul pentru a arăta tuturor că vrea să plinească legea, nu să strice ceva. Iată-ne astăzi, evocând acest eveniment, iată-ne astăzi aducându-ne cu toții aminte de faptul că Mântuitorul Iisus Hristos iese la propovăduire. Mântuitorul se află la vârsta de 30 de ani, moment în care avea nevoie de o confirmare publică a dumnezeirii sale. Și iată, se întâmplă acest lucru pe malul Iordanului și noi, an de an, evocăm și reiterăm acest moment, aducându-ne aminte de faptul că Hristos Domnul face întreaga Lui lucrare pentru mântuirea neamului omenesc. Niciodată Dumnezeu nu este din aceste tipare, din dragostea Lui față de întreg neamul omenesc și niciodată Hristos Domnul nu uită pe vreunul dintre noi. Îndemnul nostru acum la moment de mare praznic e acela de a schimba viețuirea noastră, de a ne apropia mai mult de Dumnezeu și de a ne apropia mai mult de dragostea Lui, de căldura dragostei Lui care ne încălzește pe fiecare dintre noi câtă vreme deschidem sufletele noastre. Aici la Mioveni, iată-ne că sărbătorim această zi în liniște, în pace, și cu credință fierbinte că această aghiazmă, această apă sfințită este tămăduitoare, este vindecătoare și fiecare dintre noi, cei care o luăm cu credință, vom vedea
căldura și lumina Dumnezeirii în viața și în familia noastră. Aflându-ne la început de an, gândim că e potrivit ca să facem o urare tuturor drepmăritorilor creștini iubitori de biserică. Urarea noastră este aceea de a avea în mulți binecuvântați, spor în viață și în credință, sănătate din belșug și dragoste față de Dumnezeu. Să nu uităm că Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi, dar așa cum spuneam și mai devreme, câte vreme noi nu suntem atinși de căldura Lui, El nu poate face nimic în viața noastră. Să avem inima deschisă, să avem inima fierbinte de dragostea față de Dumnezeu și să pășim această corabie a mântuirii noastre în Biserica lui Hristos Domnul. La mulți ani tuturor și celor ce poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul și să fie un bun exemplu pentru ei și pentru viețuirea lor.